Tak. Przedstawić sobie Panu. Amin. Mi-am bucurat de rugăciune. Mi-am bucurat de laudă înaintea lui Dumnezeu. Mi-am bucurat pentru oportunitatea pe care am avut-o în buzele noastre să îl binecuvântăm pe Domnul. Și mulțumim pentru aceasta. Mi-a dat harul acesta fiecare dintre noi să mai putem spune prin cântare sau în șoaptă că-L iubim, că-L așteptăm, că-L dorim, că ne-ai dor de El. Slăviți să fie noi. S-a citit cuvintele acestea din Geneza, versetele acestea care cred în fiecare dintre noi, din toată inima, că sunt insuflate de Duhul Sfânt, sunt insuflate de Dumnezeu, le găsim pe paginile Sfintele Scripturii și credem din toată inima, din toată inima noastră, că Dumnezeu are să ne vorbească din versetele acestea. Chiar dacă cunoaștem așa de multe despre viața lui Avram, am auzit atâtea predici, am auzit de mici copii mergând la școală duminicală, am auzit întâmplări despre Avram și cu toții știm multe, dar cred din toată inima mea că Duhul Sfânt mai are ce să spună. Slăvit să fie Dumnezeu. S-a citit un text mai lung. Dumnezeu mi-a pus pe inimă doar două versete din acest text. N-am să vorbesc despre vizita pe care Avram a avut-o. N-am să vorbesc despre păcatul nespus de greu pe care era să văd și de cei din Sodom și Gomor. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc în versetul 19. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și ca să-l iubă el, să țină calea Domnului. Făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. De versetul acesta mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vorbesc și mă rog Domnului ca Duhul Sfânt să ne vorbească tuturor. Atunci când am citit versetele acestea și Duhul Sfânt m-a luminat să le înțeleg pentru mine, m-am cutremurat știind că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Ne cunoaște pe fiecare dintre noi și știe ce gândim, știe ce facem, totul știe despre noi. Dar ar putea Dumnezeu să spună în dreptul tău sau în dreptul meu că mă cunoaște, pentru că El știe viitorul, știind că eu voi lupta până la sfârșit. Da, eu cunosc, cum spunea despre Avram, că el are să o poruncească. El are să fie un om pentru mine. Un om care s-o să mă slujească mine toată viața. Mai mult de atât, copiilor lui le va porunci să țină calea. Te întreb în această seară și mă întreb. Ar putea să spună Dumnezeu lucrul acesta în dreptul dumneavoastră sau în dreptul dumneavoastră? El ne cunoaște pe fiecare. Știe ce portăm în vasele acestea. Știe. Pentru că El știe viitorul, știe Dumnezeu cum am trăit. Știe cum am merge pe cale. Știe ce facem la casele noastre. Știe ce facem la servicii. Vedeți? Oamenii vin la biserică cu întrebări în inima lor.
Dacă tot timpul auzi de la un om spunându-se Dumnezeu te iubește, uneori te plictisești și spui, da, știu, am auzit de atâtea ori lucrul acesta. Știu că Dumnezeu mă iubește. Dar uităm că în ziua aceea, în dimineața aceea sau în seara aceea, poate să vină cineva la biserică care are nevoie de răspunsul acesta. Are nevoie să se audă, vine cu o întrebare în inima lui. Poate a greșit înaintea lui Dumnezeu și a căzut. Și a cerut iertare acolo unde a fost, sau în cămăruța lui. Și vine la biserică cu întrebarea asta în inimă. Doamne, te-am supărat. Doamne, am căzut. Mă mai iubești? Și așteaptă omul acela ca Dumnezeu să-i dea răspuns. Se vorbește atâtea predici sunt despre și pe internet și la noi în biserică despre îmbrăcăminte, despre lucruri care cu toții le știm în inima noastră că Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi să trăim așa cum trăim. Dar vin oamenii la biserică și uită că locul acesta este Dumnezeu. Dacă trecând pragul acela, aș fi conștient că în locul acesta e Dumnezeu. Da, Dumnezeu este pretutindeni. Dar în mod special aici. Dar în mod special atunci când ne adunăm împreună să ne întâlnim cu El. Dacă pășim pragul casei acesteia, ne-am cercetat fiecare dintre noi, n-ar mai fi predici de genul acesta. Căci m-aș cerceta de acasă și aș ști că mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și acolo, în prezența lui Dumnezeu, nu pot să fiu oricum. Și nu pot să fiu îmbrăcat oricum. Și nu pot să gândesc oricum. Uneori se cântă cântări creștine, cântări dedicate lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Și mintea noastră fuge. În loc să ne gândim la cuvintele pe care le cântăm, pe care le rostim înaintea lui Dumnezeu, mintea noastră fuge. Și ne gândim la alte lucruri. Și asta Dumnezeu știe și vede. Frații mei, fiecare dintre noi suntem unici. Ați auzit cuvintele acestea de atâtea ori? Suntem unici. Și Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi în mod special. Pentru ce venim la biserică? Pentru ce venim la biserică? Care este scopul pe care îl ai în inima ta și în inima mea că vin la biserică? Care este? Să te întâlnești cu prietenii tăi? Să te întâlnești cu prietenele tale? Să se întâlnească tineri unul cu celălalt? Să se întâlnească neamurile unul cu celălalt? Vin la biserică să mă rog. Îmi pare așa de rău. Mai de mult, Dumnezeu mi-a dat o lucrare, o vedenie despre rugăciune. Și parcă din zi în zi se împlinește cu vederea aceasta. Parcă din zi în zi oamenii renunță să se mai roage. Din zi în zi oamenii nu mai adaugă la rugăciune. Sau nu mai consideră important. Uitați-vă de la 9 la 10 la biserică și de zi.
Nu mă interesează motivele care le-ați dat fiecare dintre dumneavoastră. Dar oamenii înainte, când se duceau la templu, se duceau să se roage. Se duceau să se întâlnească cu Dumnezeu. Știau că acolo, în locul acela, este Dumnezeu. Mai știi lucrul acesta? Mai știi că aici, unde frați și surori se adună împreună, este prezent Dumnezeu? Dacă ai ști, nu te mai ruga oricum. Dacă ai ști, nu ai mai cânta oricum. Dacă ai ști, n-ai mai purta în inimă gunoaie. Că și le aducem cu noi la biserică. Sunt atâția oameni care spun, de ce nu vorbește Dumnezeu? De ce mie Dumnezeu nu vorbește? De atâtea ori am venit la biserică și am stat pe scaun și am ascultat. De ce? Pentru că ai în inimă gunoaie. Și inima ta este plină de astfel de gunoaie. Ce să spună Dumnezeu? Dumnezeu ți-a spus și mi-a spus de atâtea ori, scoate afară, curățește și ține-mă, lasă-le. Dar tu tot le aduci cu tine. Și vii în casa lui Dumnezeu cu inima plină de gunoaie și aștept să-ți vorbească Dumnezeu. Ce? Ce să spună Dumnezeu? Că Dumnezeu le-a spus de atâtea ori, scoate aia, renunță la aia. Îndreaptă-ți calea, cercetează-te, deschide-ți ochii, deschide-ți urechile și așa mai departe. Frații mei, cei care slujesc de aici, de la Anvon, n-au pe inimă predici din genul acesta despre îmbrăcăminte și despre lucrurile acestea. N-au pe inimă. Că sunt lucruri care sunt uneori greu de spus. Dacă fiecare dintre noi ne-am cercetat pe noi și am ști că suntem în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu așa va lucra. Dumnezeu va lucra cu semne și minuni știind că noi venim în locul acesta pregătiți să ne întâlnim cu El. Îți deschizi gura și vrei să-i aduci o laudă la Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu primește dacă nu este din toată inima. Dacă nu este dintr-o inimă curată. Îi spui lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc, dar El știe ce faci acasă. El știe ce faci la servici. El știe ce faci în familie. Pe noi, unul pe celălalt, ne putem minți, nu știm, nu ne cunoaștem. Dar pe Dumnezeu nu. Nu știu dacă v-ați gândit la ce spunea fratele duminica trecută. Vedeți, păcatele acestea din obișnuință pe care le săvârșim tot timpul sunt cu noi acolo. Le aduce cu noi la biserică, ne întoarcem pe ele acasă și ne continuăm viața. Vedeți, păcatele acestea din obișnuință și pe care le facem așa de des nu ne mai dor. Le considerăm normale, așa cum spunea și fratele, parte din viața noastră. Puneți, te rog, întrebarea aceasta în această seară. Dacă Domnul Iisus Hristos l-am putea vedea cu ochii noștri și ar fi aici, ar sta în fața noastră și ar deschide o carte și din cartea aceea să citească numele a oamenilor care, într-adevăr, au venit la biserică așa cum ar trebui să vină. Ați fi printre ce? Am fi printre ce? Aș fi printre ce? Atât de frumos Dumnezeu am mărturisit despre Avram lucrul acesta, eu îl cunosc. Știu viitorul despre el și știu că o să fie un om care să mă slujească pe mine. Poate să mărturisească Dumnezeu despre tine, despre mine și așa. Dați-mi voie, vă rog, să
Să mai citesc din Filipeni, capitolul 3. Filipeni, capitolul 3, începând de la versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut totul, toate, și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se caută prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice tip, dacă voi putea, la învierea din morți. Pavel, un om atât de credincios și atât de... Nu mă pot compara cu el. Dar el spune că pentru prețul nespus de mare de a cunoaște pe Dumnezeu să plătește toate lucrurile ca în noi. Ce fac eu? Ce fac eu să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine? Ce fac eu ca să caut să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, puterea Duhului Sfânt, mai bine ca înainte? Ce fac? Cum pot să fac, cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu mult mai bine ca înainte? Pavel spune lucrul acesta: Doamne, toate lucrurile din lumea aceasta, toate lucrurile care se învârt în jurul meu, le socotesc cu gunoi. Este o diferență, Doamne, a te cunoaște pe Tine este mult mai important decât toate lucrurile din lumea aceasta. Mi-ai dorit poate 80 de ani, 60 de ani, 50 de ani pe pământul acesta. Și anii aceștia, Doamne, de când m-am întors la Tine, vreau să mă dedic în a Te cunoaște pe Tine. În a cunoaște scopul Tău. În a cunoaște căile Tale. În a cunoaște durerea pe care o ai față de lumea aceasta. În a cunoaște ce aștepți Tu de la noi. Și așa mai departe. Sunt atâtea lucruri care putem să le descoperim despre Dumnezeu încercând să-L cunoaștem. Ce fac eu și ce faci tu ca să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu? Suntem aici, vedeți, în casa lui Dumnezeu și este un har. Este un har pe care Dumnezeu mi l-a dat fiecare dintre noi. Și știu că mă repet. Dar este important să fim conștienți că nu toți oamenii au harul acesta. Nu toți îl au. Și dacă Dumnezeu ne-a făcut parte de harul acesta și ne vorbește, El așteaptă să luăm decizii. Așteaptă să ne întoarcem la El și să ne gândim profund la viața noastră. Pentru că fiecare dintre noi n-am vrea să auzim ca și în pildă celor 10 picioare, cum ne spunea Domnul acelor care au ajuns prea târziu. Vă cunosc. Am vrea să se spună și să se spună în dreptul nostru că ne cunoaște Dumnezeu. Dar să spună Dumnezeu că nu te cunoaște, că
că lucrezi și fără de lege, că inima ta este departe de El, că poruncile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură nu te interesează. Se pune întrebarea, cum poți ști dacă mă cunoaște Dumnezeu sau dacă eu îl cunosc pe Dumnezeu? Frații mei, Dumnezeu nu l-a puțin oameni pe pământul acesta, li s-a arătat în mod personal, la foarte puțin oameni. Dumnezeu, acelor oameni care li s-a descoperit, a fost un har deosebit în dreptul lor. Dar majoritatea celorlalți, Dumnezeu se descoperă prin Scriptură. Și Dumnezeu își arată caracterul Lui și voia Lui și planurile Lui și dorințele Lui și tot ceea ce ne-a pregătit pentru viața cealaltă, aici, în Scriptură. Cum poți ști dacă cunosc pe Dumnezeu? Sigur. Iei cuvântul acesta ca bază în fiecare zi? Iei cuvântul acesta și ceea ce Dumnezeu poruncește în Scriptură ca ghid pentru viața ta? Înseamnă că l-ai înțeles pe Dumnezeu. Înseamnă că ai înțeles ce vrea de la tine. Înseamnă că am înțeles ce vrea de la mine. Vedeți, așa cum spuneam la început, oamenii vin cu întrebări la biserică. Vin cu cereri de rugăciune pe care câteodată le e greu să le spună și celorlalți și poate atunci la cauze doar ridică mâna. Și nu știe nimeni ce este inima lor, dar Dumnezeu știe. Și așteaptă un răspuns de la Dumnezeu și se roagă, poate, Doamne, de zeci de ani aștept să lucrez în dreptul meu. Doamne, aș vrea să te cunosc, spunea cineva, aș vrea să te cunosc, dar nu știu ce să fac. Și spunea Duhul Sfânt, ești în loc potrivit. Ești în loc potrivit ca să mă poți cunoaște. Cum poți cunoaște și cum pot cunoaște că îl cunosc pe Dumnezeu? Că ascult de El în fiecare zi. Când ascult de El la fiecare pas. Când iau poruncile Lui ca ghid pentru viața mea. Când nu mă despart de cuvântul Său niciodată. Și nu las niciodată, la orice decizie pe care o iau, nu las niciodată cuvântul jos. Și întotdeauna mă uit un cuvânt. Și mă sfătuiesc cu Domnul ca să iau decizii. Asta dovedește că îl cunoști pe Dumnezeu, l-ai înțeles. Ai luat cuvântul Lui ca și ghid pentru viața ta. Spunea Domnul Iisus Hristos, eu îl cunosc pentru că eu vin de la El și pentru că păzesc poruncile Lui, spunea Domnul Iisus. Frații mei, cuvântul acesta este menit și trebuie citit de fiecare dintre noi. Dar vedeți câteodată se înțelege greșit când este vorba de citire din Cuvântul Lui Dumnezeu. Am auzit atâția oameni spunând, am citit Biblia de 20 de ori și nu e rău. Nu e rău că ești citită de 20 de ori. Pe Dumnezeu îl interesează atunci când citim din Scripturi, s-o împlinim. Faptul că mă iau la întrecere cu cineva să văd de câte ori citești în Biblia și de câte ori citesc eu Biblia, de la început la sfârșit. Pe Dumnezeu îl interesează atunci când citesc din Cuvântul Lui. Duhul Sfânt să-mi cerceteze inima și să iau pentru mine
și să trăiesc adevărul Scripturilor. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi la acest. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în bunătatea Lui ne dă harul fiecare dintre noi să-L cunoaște. Și, vedeți, fiecare duminică pe care Dumnezeu ne dorește fiecare dintre noi, parcă o cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Și parcă suntem mai îmbogățiți de cunoștința lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să arătăm mai cu râvnă. Să ne dedicăm mai mult timp în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus, oile mele îmi cunosc glasul. Dacă cunoști glasul Domnului Iisus, știi că Dumnezeu ți-a vorbit în seara aceasta. Știi că Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceasta. Noi suntem oile Lui și El este păstorul nostru. Atunci când Domnul Iisus Hristos ne vorbește prin Duhul Sfânt, știm că ne vorbește Dumnezeu, căci îi cunoaștem glasul. Hotărăște-te și Dumnezeu să te ajute și în seara aceasta și pe tine și pe mine. Să luăm decizii noi în care să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Să punem cunoașterea Lui. Să punem, așa, să facem și noi ca și Pavel. Doamne, sunt atâtea lucruri în lumea aceasta. Dar le las la o parte, le socotesc de nimic față de prețul nespus de mare de a te cunoaște pe tine, de a alerga după tine, de a avea părtășie cu tine, de a umbla cu tine. Spune Scriptura, caut un om. Caut un om să stea în Scriptură. Ești tu acela? Ești tu acela care ai simțit în seara aceasta că Duhul Sfânt s-a vorbit? Ești tu acela care te-ai hotărât să stai în Scriptură pentru biserica aceasta, pentru frații slujitori, pentru lucrările pe care se fac în locul acesta, pentru slava Lui? Ești tu acela? Căci Dumnezeu caută un om. Și aduceți-vă aminte în Samuel, Ana a venit la templu să se roage. Avea o dorință în inima ei. Cu siguranță se ruga și acasă. Dar atunci când a ajuns la templu împreună cu soțul ei, și-a vărsat inima înaintea lui Dumnezeu. Și spunea ea, Doamne, îți promit copilul pe care mi-l vei dărui, îl voi dedica, îți voi dedica ție. Știți ce vremuri erau atunci? Cuvântul era rar și vedeniile nu erau dese. Preoții fiului erau nespus de răi și nu țineau calea Domnului. O femeie s-a rugat înaintea lui Dumnezeu pentru că avea o dorință să aibă un copil. A făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat. Copilul acesta a fost o mare binecuvântare pentru Israel. Ești gata să stai în Scriptură pentru biserica aceasta, pentru acei din fruntea bisericii, aceia care stau și slujesc înaintea dumneavoastră? Sunteți gata? Sunteți gata să te dedici lui Dumnezeu în a-L cunoaște pe El mai mult? Aici suntem fiecare dintre noi. Mulțumim din toată inima Domnului pentru harul pe care ne-L dă să-L cunoaștem pe El. Fiecare zi care trece este un har mai mare. Și îl cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Dar trebuie să ne decidem și eu și dumneavoastră să cunoaștem mai mult. Haideți să urmăm și noi
pilda apostolului Pavel, care spunea: le s-a putut toate ca un gunoi pentru prețul nespus de mare, dar cunoaște Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare de Dumnezeu la lucrul acesta. Amin. Câteva momente aș vrea să vă rog să mai zăbovim împreună lângă cuvântul care a fost citit în seara aceasta. Un cuvânt care la prima vedere mi s-a părut destul de dificil de abordat, destul de dificil de înțeles și care totuși este foarte bogat și foarte profund. Dacă ar fi trebuit în seara aceasta să predic din acest pasaj, ar fi trebuit să cumpănesc între câteva subiecte. Unul dintre ele ar fi putut să fie legat de ceea ce fratele Emilian a spus deja, a împărtășit împreună cu noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în acest cuvânt pe care Domnul îl rostește despre Avram, există un principiu care de aproape 4.000 de ani stă în picioare. Și anume, acela că înaintea lui Dumnezeu, capul familiei este răspunzător de felul în care umblă familia lui. Despre bărbatul acesta, despre Avram, Dumnezeu a afirmat că îl cunoaște și această cunoaștere înseamnă mai mult decât o identificare. Ne obișnuim să spunem că îl cunoaștem pe unul sau pe altul, cunoaștem actori, cunoaștem sportivi, dar cred că nu se potrivește cuvântul a cunoaște atunci când îl folosim cu privire la persoane pe care nu le-am întâlnit, nu le cunoaștem caracterul și felul în care se comportă. Poate că ar fi mai corect să spunem că dintr-un grup de persoane i-am putea identifica. Știm cam ce înălțime au, știm cam cum arată și am putea să-i identificăm. Dar a cunoaște pe cineva înseamnă mult mai mult decât a fi capabil să-l identifici într-un grup de persoane. A cunoaște pe cineva înseamnă a ști, printre altele, și cum ar reacționa pentru o anume situație de viață, ce ar face, cum s-ar comporta. Despre Avram, Dumnezeu știe că bărbatul acesta îl iubește atât de mult pe Dumnezeu, încât el va porunci fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Există lucruri pe care părinții le pot negocia cu copiii lor. Când copiii vin și spun: tată sau mamă, uite, aș vrea asta, aș vrea cealaltă. Și dacă vrei să câștigi respectul copiilor tăi, de multe ori cedezi și spui: uite, am să fac tot ce pot și am să-ți cumpăr trotineta aceea, am să-ți cumpăr laptopul acela, tableta aceea sau cine știe ce mai vor copiii noștri. Dar există ceva ce un părinte, mai ales dacă e un părinte creștin, n-ar trebui să negocieze niciodată cu copiii lui, și anume rânduielile Domnului. Acestea nu trebuiesc negociate. Despre Avram, Dumnezeu afirmă că știe că el va porunci ca acești copii ai lui să țină calea Domnului făcând ce este bine și drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Aș vrea să cugetați adânc la cuvintele acestea, pentru că aici se ascunde și condiția primirii unei făgăduințe, unei binecuvântări. Pentru Avram, Dumnezeu avusese binecuvântări foarte mari, făgăduințe minunate făcute. Și Dumnezeu avea puterea să le îndeplinească. Dar dacă le va îndeplini în dreptul lui sau dacă nu le va îndeplini în dreptul lui, într-o mare măsură depindea de Avram. Și Avram îl cunoaște, că Dumnezeu îl cunoaște pe Avram și știe că va face ceea ce este bine și drept, că va spune și copiilor lui să trăiască în calea Domnului, făcând ceea ce este drept și bine, și aceasta va fi condiția pentru ca Dumnezeu să împlinească față de Avram făgăduințele sale. Noi ne uităm în Cartea Sfântă și cineva spunea că în această carte, care numără peste 30.000 de versete, sunt aproximativ 28.000 de făgăduințe pe care Dumnezeu le face. Sigur că nu toate sunt pentru mine. Dar o mare parte dintre ele sunt pentru mine și pentru dumneata.
Și Dumnezeu are puterea să le îndeplinească și dorește să le îndeplinească. Dar să știți, dacă le va îndeplini față de noi sau dacă nu le va îndeplini, depinde într-o mare măsură de noi. Dragii mei care sunteți părinți și aveți pe umeri așezată din partea lui Dumnezeu responsabilitatea în familiile dumneavoastră, în casele dumneavoastră, vă rog să priviți la Avram și să învățați de la el. Negociem cu copiii noștri multe, dar nu rânduielile lui Dumnezeu. Rânduielile lui Dumnezeu sunt sfinte. Pentru că dacă vrem să plăcem mai mult copiilor noștri și negociem din rânduielile lui Dumnezeu, s-ar putea să pierdem binecuvântări, după care vom plânge mai târziu cu amar și nu vor mai veni. Aș fi vrut să vorbesc în seara aceasta și despre cele două cetăți, Sodoma și Gomora, a căror ceas se apropia de final. Pentru că atunci când cei trei bărbați, le-am citit că i s-au arătat lui Avram, Avram era la umbră, la stejarii lui Mamre, pe un loc probabil mai înalt, nu foarte departe de cele două cetăți ale câmpiei, Sodoma și Gomora. Era zăduful zilei și asta mă face să cred că era undeva pe la amiază. Era acea perioadă din zi în care orice făptură omenească aleargă după o bucată de umbră să se pună la adăpost. Și pe când Avram ședea să se ascundă de zăduful zilei, i s-au arătat trei bărbați. Bărbații aceia au venit că aveau o misiune. Dumnezeu a hotărât să se judece cu cele două cetăți, din punct de vedere al civilizației. Posibil ca cele două cetăți, Sodoma și Gomora, să fi fost cele mai avansate în vremea respectivă. Să fi avut acolo un nivel de viață, locuitorii, un nivel de viață pe care alții în alte cetăți nu l-au mai avut. Însă cel mai important lucru este că înaintea lui Dumnezeu soarta celor cetăți era pecetluită și mai aveau câteva ceasuri de trăit și nu știau nimic. De la amiază când cei trei bărbați s-au arătat lui Avram și au petrecut cu el poate încă vreo două până când li s-a pregătit de mâncare și până a doua zi dimineața nu erau 24 de ore, poate erau vreo 18, poate 16 ore. Și locuitorii cetății Sodoma, cetăților Sodoma și Gomora, habar n-aveau că în belșugul, în stilul lor de viață, foarte avansat pentru vremea aceea, ceasul lor se apropie de sfârșit. Aș vrea să vă spun că într-o asemenea situație se găsește lumea în care trăim noi. Strigătul cu privire la păcatul care s-a răspândit în lume, eu cred că a ajuns la Dumnezeu. Și acela care s-a judecat atunci cu Sodoma și Gomora, eu cred că se va judeca și cu lumea în care noi trăim din cauza păcatului și a stricăciunii. Dar este foarte important noi, copiii lui Dumnezeu, să mijlocim pentru cei din casele noastre, dar să mijlocim cu disperare, până când Dumnezeu îi va aduce și pe ei pe calea pocăinței, ca să nu piară odată cu lumea aceasta. Poate v-ați întrebat cine a strigat împotriva Sodomei și a Gomorei de s-a auzit strigătul până sus în cer la Dumnezeu. La întrebarea aceasta s-ar putea da câteva răspunsuri, dar timpul nu permite să intru în detalii. Ceea ce este important să știm, să ținem minte, oricine am fi noi, să ținem minte că tot ce se întâmplă pe pământ este adus la cunoștința lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă pe pământ, fie mic, fie mare, fie eveniment major, fie singular, individual, este cântărit și evaluat de Dumnezeu. Și nu Organizația Națiunilor Unite hotărăște dacă un lucru e bun sau nu e bun. Nu guvernul care este temporar, pentru 4 ani sau poate pentru 8, sau cine știe cum sunt organizate societățile omenești în diferite locuri. Nu guvernele omenești hotărăsc ce e bun și ce nu este bun, ce este drept și ce nu este drept. În cer se hotărăște înaintea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu în cer, Preasfântul, ia o hotărâre împotriva hotărârii lui Dumnezeu, nimeni nu va putea sta vreodată, indiferent câtă tehnologie ar putea să aibă la îndemână. De aceea, pentru că avem de-a face cu Dumnezeu Sfânt, cu Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, cu Dumnezeu care cunoaște toate detaliile vieții noastre, chiar și pe cele mai ascunse, chiar și lucrurile pe care bărbații le ascunde soțiile lor, copiii de părinților, Dumnezeu și pe acelea le cunoaște. Și undeva ele sunt notate. Pentru că avem de-a face cu un asemenea Dumnezeu, s-ar cuveni să ne curățim viața,
s-ar cuveni să ne apropiem de El în curăție, să trăim în așa fel încât Lui să-i placă și nu contează ce zic sodomiții din ziua de azi. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta pe toți. Amin. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și în seara aceasta aș vrea să vă chem să venim iarăși înaintea Domnului cu o rugăciune de mulțumire. Aș vrea să-L rugăm să ne poarte de grijă și să ne ajute să îndreptăm în viețile noastre tot ceea ce mai trebuiește de rânduit. Eu, în dreptul meu, la vonul acestei biserici, mărturisesc și recunosc că mai am încă lucruri care trebuie spuse în rânduială și cer Dumnezeului din cer să-mi vie în ajutor. Și dumneata ar trebui să faci același lucru, pentru că n-ai garanția că vei apuca duminica următoare. De aceea aș vrea să stăm înaintea Lui, să rugăm să ne binecuvânteze, să rugăm să ne ajute să ne îndreptăm și atunci când va veni să se judece cu lumea aceasta, noi să fim dintre aceia care suntem bucuroși, să mergem în prezența Lui. Amin.